Monica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Iluminatul public din Călăraș va fi modernizat. Consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici. Mai multe detalii imediat în jurnal. Grevă japoneză în muzeele din Călăraș. Mai multe detalii la știri. Elevii școlii gimnaziale Mihai Viteazu au vizitat Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților. Personalul compartimentelor de arheologie și etnografie de la Muzeul Dunării de Jos Călăraș a început de săptămâna aceasta o grevă japoneză. Prin această grevă se dorește eliminarea inechităților salariale. Angajații din muzeele și bibliotecile publice au început de săptămâna aceasta seria de acțiuni protest împotriva situației dramatice în care se află. Prima măsură este greva japoneză, urmată de greva generală programată pentru luna viitoare. Începând de ieri, colegii mei, împreună cu mine, suntem în grevă japoneză, ne-am solidarizat cu colegii noștri din toată țara, pentru că în toată țara, începând de la 1 aprilie, colegii noștri sunt în grevă japoneză. Greva japoneză nu înseamnă să nu ne facem activitatea, nu înseamnă să nu ne îndeplinim sarcinile de serviciu, înseamnă doar să atragem atenția asupra sectorului cultural din țara aceasta. Suntem ca și nemulțumiri, sunt cele salariale, dar nu numai, sunt revendicări legate de bugetul alocat culturii, se cere un buget mărit de 0,9% din PIB. Dorim ca orele lucrate de noi în weekend și în sărbătorile legale să fie plătite. Dorim ca posturile din sistemul cultural, deci din muzee, mă refer la muzee și biblioteci, să fie deblocate. Cumva către muzee și către biblioteci oamenii nu mai vin pentru că salariile nu sunt deloc motivante. Ce ar urma după această grevă japoneză? Noi nu suntem într-un sindicat. Colegii noștri din țară fac parte din sindicate. Din câte știu, pasul următor ar fi pe 18 mai, de noaptea muzeelor, să se meargă la București la o grevă generală. Sistemul de iluminat public din municipiul Călăraș urmează să fie modernizat. Un pas important pentru această investiție a fost făcut în ultima ședință extraordinară a Consiliului Local, atunci când consilierii au aprobat indicatorii tehnico-economici. Proiectul este finanțat în proporție de 90% de administrația Fondului pentru Mediu, în timp ce restul de bani este asigurat de la bugetul local. Consilierii locali călărășeni au aprobat în ședința extraordinară de vineri, 19 aprilie, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a iluminatului public din Călăraș. Proiectul a fost depus în cadrul unui program finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu și se află în etapa de implementare, potrivit reprezentanților primăriei municipiului. Investiția prevede modernizarea iluminatului public prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stâlpii existenți, precum și implementarea unui sistem de telegestiune în limita a 2020 de bucăți. Aparatele de iluminat tip LED vor funcționa în regim de 100% pentru un număr de 1800 de ore, iar pentru un număr de 2350 de ore vor fi dimate în regim de 75% a fluxului luminos. Astfel, economia de energie suplimentară cuprinsă va fi de aproximativ 74%. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de peste 5,5 milioane de lei. 90% dintre cheltuieli vor fi suportate din bugetul Fondului pentru Mediu, prin programul de finanțare al AFM, în timp ce 10% reprezintă contribuția primăriei municipiului din valoarea cheltuielilor eligibile și se suportă din bugetul local. De asemenea, cheltuielile neeligibile, în valoare de 80.000 de lei, vor fi suportate din bugetul local. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni. Astăzi, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților a fost gazda a 21 de elevi ai școlii gimnaziale Mihai Viteazul. Alături de cursantele centrului, copiii au ajutat la decorarea prăjiturilor, astfel fiind puși în postura de cofetar. Pentru elevii școlii gimnaziale Nicolae Titulescu, Săptămâna Verde a început cu o activitate diferită față de cele organizate în mod obișnuit de instituțiile de învățământ. Elevii clasei a 6-a D au ajutat cursantele Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților la decorarea prăjiturilor. Puteți să observați, dacă sunt anumite defecte,
dacă putea să realizați ceva mai frumos decât atât, eu oricum vă dau un nota 10 tuturor. Ați fost minunate, ați fost guminți. Sperăm ca prăjiturile să fie așa de duși cum sunteți și voi. Le vom degusta imediat. Cum a fost experiența? Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai? Prăjiturile, să le decorez, să le pun frișcă, să le fac. Era foarte frumos. Ți s-a părut greu? Nu, nu chiar. Nu, deloc, deloc. Vouă cum vi s-a părut? Interesant. Interesant. Da, foarte frumos. Și ce ți s-a părut cel mai greu? Sincer, prăjiturile. Puțin. Mi s-a părut să pun frișca. Frișca? Da, pe prăjituri cel mai greu. Te-ai descurcat cu poșul? Nu prea. Mie mi-a plăcut că a fost foarte frumos și mie mi-a plăcut cel mai mult la prăjituri, că ne-a mai dat și câte o prăjitură să mâncăm. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut să pun ciocolată în forme pentru a le congela și pentru a orna prăjiturile. Mi s-a părut greu? Nu mi s-a părut greu, pentru că eu obișnuit să fac prăjituri cu bunica acasă. Mi s-a părut cel mai greu, dar și cel mai distractiv. Cel mai greu mi s-a părut partea în care a trebuit să decorăm, dar și cel mai distractiv, deoarece acesta este una dintre pasiunile mele, să decorez prăjituri. Și aici mi-am făcut și această codiță care mă simt foarte comod cu ea și îmi place foarte mult. Astăzi este o zi specială, este o zi și de sărbătoare, ocazie cu care urăm și noi la mulți ani tuturor sărbătoriților. Pentru noi este o mare bucurie de fiecare dată când avem alături atât mici, atât și beneficiari mai mari ai noștri. Este o activitate pe care noi ne-am bucurat că am reușit să o realizăm împreună cu ei. Am parcurs așa un pic o vizită a centrului nostru, am fost în laboratoarele noastre de înfrumusețare, iar după aceea copiii au ornat prăjiturile, au preparat pizza, au făcut tot ceea ce ei și-au dorit și au desfășurat o activitate foarte, foarte frumoasă, spunem noi. Ei sunt veseli, după cum îi vedeți, sunt fericiți și așa cum spunem noi aici la Școala Oamenilor Mari, ne bucurăm de fiecare dată când ne vin și beneficiari mai micuți, pentru că este foarte important ca ei să afle ceea ce facem noi aici, pentru că atunci când cresc să știe să-și găsească menirea, calificarea și ocupație frumoasă în viață. Iar noi le suntem alături ca de fiecare dată atât lor, cât și părinților, cât și cunoscuților și tuturor celor dragi. Și le-am povestit un pic despre ceea ce facem înainte de a intra așa în activitatea propriu-zisă. Au fost foarte încântați, au pus întrebări și suntem convinși că vor duce mai departe informația și ceea ce facem noi aici va merge mai departe. Este o activitate plăcută. În Săptămâna Verde am vrut să facem ceva deosebit și m-am gândit să ajung cu ei la Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților ca să vadă ce se face aici. Știu că sunt lucruri frumoase și cred că le-a plăcut activitatea, pentru că au participat direct la pizza, au participat direct când au făcut prăjituri și îi văd după față că e foarte bună. Le-a plăcut. Intenționați să organizați astfel de întâlniri și pe viitor? Cu siguranță, cu siguranță. Noi suntem deschiși și în luna mai vrem să facem o săptămână a porților deschise, pentru că în luna mai este ziua centrului nostru. Noi în luna mai ne-am înființat și ne-am deschis porțile acestei minunate instituții și atunci vom avea cu siguranță mai multe activități și vom încerca să primim la noi tot ceea ce înseamnă atât copiii din școli gimnaziale, atât copiii din liceu, cât și toți cei care vor să ne fie alături și să afle lucrurile pe care noi le derulăm și activitățile pe care le proiectăm și în viitor și de acum înainte. Prin intermediul activității, elevii au putut experimenta viața unui cofetar, de la pregătirea cremelor la folosirea poșului și crearea avelinelor. Copiii au fost implicați în totalitate. Astăzi, campania caritabilă Stai la masă cu o faptă bună își continuă misiunea într-un mod impresionant. Peste 100 de porții de mâncare vor fi oferite la sfârșitul acestei săptămâni într-un cartier mărginaș. Aura Giurcă, directorul Crucii Roșii Călăraș, vorbește despre noua provocare pe care a acceptat-o. O nouă săptămână, o nouă provocare, o nouă misiune pentru voi. Ce faceți săptămâna aceasta? Astăzi, împreună cu partenerii noștri, Jandarmeria Călăraș și cu ceilalți parteneri din acțiunea noastră Stai la masă cu o faptă bună, strângem banii. Astăzi numărăm banii și vedem câți copii vom hrăni în weekend, pentru că vineri vom merge într-unul din cartierele grele ale Călărașului și vom merge cu mâncare caldă, cu felul 1, felul 2 și un desert și va fi încă un zâmbet pe care îl aducem de Paște. De data asta v-ați luat o altă instituție alături de voi și e vorba de jandarmerie. Cum i-ați convins să vină alături de demersul pe care îl aveți? Jandarmeria Călăraș, noi avem parteneriat cu ei de foarte mulți ani și sunt
pentru noi, partenerii noștri de bază. Adică nu a existat dată să avem nevoie de ajutor și ei să nu vină în ajutorul nostru și am apelat la ei pentru că știu că sunt foarte sufletiști. Și uite că astăzi au venit și datorită lor, doar datorită lor, 60 de copii vor mânca mâncare caldă vineri. Inspectoratul Județean de Jandar din Călăraș s-a alăturat acestui demers. Jandarmeria Călăraș sprijină și este alături din nou într-un eveniment caritabil. Cum v-a cucerit aura să vă alăturați? Ca întotdeauna, Crucea Roșie este un partener de încredere și noi de fiecare dată vrem să sprijinim comunitatea locală, așa că nu avem cum să nu răspundem pozitiv la o asemenea invitație. Fiind vorba și de copii nevoiași, cu atât mai mult, Jandarmeria Călăraș susține acest proiect. Inițiativa care a prins contur în urma unei colaborări fructuoase între Crucea Roșie și oameni cu suflet mare continuă să ofere o mână de ajutor celor în nevoie. Astfel, oamenii din comunitate au șansa de a se implica activ în sprijinirea celor mai vulnerabili printr-o contribuție modestă care face o diferență semnificativă în viața celor aflați în dificultate. Localul pe care tu îl managerezi este primul care a făcut, să zic, și a luat inițiativă să ofere o masă caldă sau un meniu în așteptare, cum este cunoscut în Occident. De ce ai avut curaj să faci acest lucru? Știu că sunt foarte mulți copii ce au nevoie de sprijinul nostru al tuturor. M-am gândit că acest concept ar ajuta foarte mult întreaga comunitate. Iar acest concept nu se întâmplă doar luna aceasta, se întâmplă pe termen lung, lună de lună, tocmai pentru că conceptul a început în felul următor, nu doar de Paște, nu doar de Crăciun, copiii au nevoie de sprijinul nostru pe tot parcursul anului. Iar în această campanie se pot alătura absolut toți cei își doresc să facă un bine. Și cât aveți așa un management al activităților sau cum v-ați planificat? Cum am discutat luna trecută, am mers cu aproximativ 50-60 de meniuri către copii nevoiași. Luna aceasta sperăm să creștem un pic numărul meniurilor, pentru că știm că sunt tot mai mulți copii ce au nevoie de acest ajutor din partea noastră, a tuturor. Campania Stai la masă cu o faptă bună continuă să aducă speranță și să inspire gesturi de bunătate, nu doar de sărbători, ci pe întreg parcursul anului. ANAF anunță că operatorii automatelor cu sucuri, sandvișuri sau cafea vor avea obligația să le doteze cu case de marcat care să elibereze bon fiscal. De asemenea, vizate de această prevedere sunt și spălătoriile self-service. Măsura va intra în vigoare în toamnă de la 1 octombrie. Cei care nu vor respecta această prevedere vor fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 8.000 și 10.000 de lei, iar sumele nejustificate vor fi confiscate. De asemenea, autoritățile vor suspenda activitatea operatorului economic până la dotarea automatului cu casă de marcat și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia. La Muzeul Dunării de Jos a desfășurat un atelier de creație în cadrul căruia participanții au creat un obiect sub forma unui coșuleț de ouă. Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură subordonată Consiliului Județean Călăraș, a găzduit în perioada 22-26 aprilie un atelier de creație în cadrul proiectului Atelierele Muzeului. Elevii din Călăraș au fost invitați să participe la acest atelier în preajma sărbătorilor pascale, având ocazia să creeze un obiect sub forma unui coșuleț pentru ouă. Ce faci astăzi la muzeu? Am făcut un coșuleț. Da. Pentru ouă. Am făcut un coșuleț. Ce o să faci cu el? O să îl folosesc pentru Paște. Și o să mai pun ouă în el. Faci asta în fiecare an? Da. Îți place? Da. Ți-a plăcut această activitate? Da. Vii de obicei la muzeu? Uneori. Ce vei face cu acest coșuleț? O să îl dau mamei de Paște și o să pun un ou de Paște. Un ou pe care îl vei colora tu? Da. Îl voi dărui mamei. O să fac mai multe pentru și tati. Păi, ce poți să-mi spui despre aceste sărbători de Paște? Sunt foarte frumoase, îmi place pentru că facem activități impresionante. Că sunt foarte frumoase și creștine și trebuie să mergem la biserică de Paște. Adică înainte de Paște. Tu o să te duci? Nu că o să dorm.
Ce vei pregăti tu de Paște? În afară de acest coșuleț minunat. Ouă, cozonac. O să faci tu cozonac? Nu știu. Mie îmi place Paștele pentru că suntem împreună cu familia, cu cei dragi împreună. Și nu contează dacă nu-mi iese coșulețul așa de frumos, dar contează că e făcut cu mâinile mele. Nu contează dacă iepurașul nu mi-aduce ouă de ciocolată sau așa, măcar sunt împreună cu familia mea. Avem bucuria zilele acestea să organizăm în cadrul instituției noastre două ateliere, și anume atelierul de creație din Serviciul de Arheologie al Muzeului și atelierul demonstrativ de ouă încondeiate, care se desfășoară în Serviciul de Etnografie al Muzeului nostru. Atelierele se desfășoară în perioada 22-26 aprilie. Programul pentru atelierele de la noi, de la arheologie, este de la 9 până la 12, iar programul pentru atelierul demonstrativ de încondeiat ouă este de la 9 până la 4 după amiază. Ce pot să vă spun este că săptămâna aceasta s-a suprapus și cu acțiunea școlilor din municipiul și județul Călăraș și nu numai, din toată țara, și anume Școala Verde. Și cumva suntem cu atelierele full, ca să zic așa, dar și la vizitare avem copii, chiar grupuri organizate pentru mâine și poimine avem Medgidia, Constanța, un număr destul de mare de copii. La atelierul de creație pe care îl avem la compartimentul sau serviciul de arheologie, lucrăm cu copiii în niște coșulețe. Am zis noi să venim în sprijinul celor care fac ouăle încondeiate la compartimentul de etnografie. Cum sunt copiii în acest an cu bucurie, că se apropie sărbătorile pascale? Ei vin cu bucurie ca de fiecare dată. Noi ne bucurăm în același timp că se simt bine în spațiile noastre. Noi cumva am vrut să marcăm sărbătorile ce vin, și anume sărbătoarea Învierii Domnului, prin acel atelier de ouă încondeiate și în același timp să se și bucure un pic de produsul pe care îl fac la noi. După cum ați văzut, pentru ei sărbătorile pascale semnifică mai mult iepuraș decât Învierea Domnului, dar e bine totuși să știe că noi sărbătorim Învierea Domnului. Luni 22 aprilie, candidatul din partea Partidului Social Democrat Călăraș pentru funcția de edil al Comunei Borcea și-a depus dosarul pentru înscrierea în lupta de pe 9 iunie. Alături de echipa formată în decursul anilor, Nelu Adamescu s-a prezentat la primăria Comunei. Începând de astăzi, Nelu Adamescu a intrat oficial în cursa din 9 iunie. Alături de întreaga echipă de consilieri, Nelu Adamescu, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de edil al Comunei Borcea, și-a depus candidatura la sediul instituției pe care își dorește să o conducă. Astăzi am venit la primăria Comunei Borcea pentru a ne depune candidatura. Eu la primul mandat ca primar, colegii mei pentru funcțiile de consilieri locali. Am venit hotărâți și cu gânduri bune pentru a face o schimbare în Comuna Borcea, pentru locuitorii comunei noastre. Spun că dorim să facem o schimbare, deoarece în ultimii 12 ani nu s-a simțit această schimbare. Comuna Borcea are nevoie de această schimbare și are nevoie mai de mult. Și de mai mult. În ultimii 12 ani s-au demarat o serie de proiecte, s-au început foarte multe lucrări, dar până azi nu s-a finalizat nimic. Proiectele pe care Nelu Adamescu dorește să le implementeze sunt diverse și iau în considerare doleanțele cetățenilor. Rețeaua de alimentare cu apă și infrastructura rutieră sunt câteva dintre prioritățile candidatului. De aceea eu împreună cu echipa mea, înainte de a ne propune anumite obiective pe care urmează să le realizăm pentru schimbarea pe care dorim să o facem, am comunicat cu oamenii, ne-am dus și ne-am consultat cu ei prin localitate, le-am ascultat nemulțumirile, am identificat lipsurile și abia apoi
am pus pe hârtie obiectivele noastre, proiectele noastre, o serie de proiecte, unele dintre ele mai mici, dar de o foarte mare importanță, proiecte care le putem realiza într-un timp scurt și cu cheltuială mică. Vom pune bazele unei dezvoltări în toate domeniile de activitate, învățământ, sănătate, cultură, sport, și vom încerca să facem tot posibilul ca localitatea noastră, localitatea Borcea, să se ridice pe un loc fruntaș în județul nostru și, dacă putem spune, chiar și la nivel național. Spun locuitorilor comunei că în spate mai am și un partid puternic, Partidul Social Democrat, și de asemenea alături și ne sprijină și președintele Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță, împreună cu echipa dumnealui, și sunt sigur și acum pot să afirm și pot să fac o promisiune locuitorilor comunei că într-adevăr vom reuși să finalizăm orice lucrare pe care o vom începe în perioada următorilor 4 ani. Într-o ediție specială, Alex Tudor nu va vorbi astăzi alături de invitatul său despre municipiul Călăraș, ci despre o localitate foarte cunoscută din județul nostru. Este vorba despre Budești, iar de la antreprenorul Valentin Răducu vom afla care sunt problemele actuale din oraș, dar și lucrurile bune care se întâmplă acolo. Totuși, Valentin Răducu nu este doar un antreprenor, este și candidat la funcția de primar al orașului Budești din partea USR, astfel că vom afla și care sunt planurile acestuia în administrație dacă va obține încrederea cetățenilor. Sunt un fiu al localității Budești, sunt format acolo, sunt educat în localitate, după care am urmat specializările în București și m-am reîntors. Eu am intrat în politică pentru că mi-erau afectate afacerile. Asta este un adevăr pe care puțină lume îl știe. Faptul că nu eram în politică, în acel moment am devenit vulnerabil. Cumva, ca să-mi apăr familia, să-mi apăr afacerile, a trebuit să fac acest pas în speranța că voi fi lăsat în pace. Puțini oameni știu că dacă ești consilier, tu ar trebui să fii cel care face. Nu, nici de cum. Eu am doar rolul de consultant și, în general, consilierii au rolul de consultant. Votul meu aproape că nici nu contează. Administrația în sine înseamnă o echipă. Dacă echipa respectivă nu e precum rotițele unui ceasornic, da? Ceasul nu mai arată, nu numai că nu mai arată ora exactă, dar se blochează. Așa este la noi de 34 de ani. Ceasul este blocat. Nu-ți trebuie urechi de iepure să ne auzi. A, nu? Că eu le am deja. Pornește radioul și ascultă ce te paște de Paște. Un concurs v-ați prins. Așa cum ne este tradiția, coșuri cu bunătăți, vouchere, aranjamente special create pentru masa festivă. Vreo 18 premii la număr. Plus marele premiu oferit de Canal Sud. Mielul pe care îl botezăm împreună cu voi în direct pe 30 aprilie. Găsește postarea de înscriere la concurs pe rețelele de socializare, dă-i un share și urmează pașii prin care unul din premiile oferite de sponsorii noștri poate fi al tău. Ciulește urechile! În ultima zi din aprilie, de la 9 dimineață, live la Radio Voces Campi. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Ziua de 24 aprilie este una specială deoarece aduce cu ea o lună plină în Scorpion puternică, plină de daruri magice și de transformare. Luna plină în Scorpion ne îndeamnă să ne confruntăm cu profunzimile noastre interioare și să ne asumăm vulnerabilitatea, transformându-le în putere și înțelepciune. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Pentru berbeci, luna plină în Scorpion aduce oportunități de autoreflexie profundă și de conștientizare a nevoilor lor emoționale. Este momentul ideal pentru a săpa adânc în sufletul vostru și pentru a identifica și vindeca vechile răni emoționale. Taurii vor simți o intensificare a energiei lor senzuale și pasionale sub influența lunii pline în Scorpion. Este momentul să vă conectați cu partenerii voștri într-un mod profund și autentic și să explorați aspectele mai întunecate ale relației voastre.
Pentru Gemeni, această lună plină aduce oportunități de transformare în domeniul relațiilor și al comunicării. Este momentul să vă exprimați nevoile și sentimentele într-un mod sincer și să vă conectați mai profund cu cei dragi. Luna plină în Scorpion îi încurajează pe rași să-și exploreze și să-și vindece trecutul emoțional. Este momentul să eliberați resentimentele și să vă eliberați de legăturile emoționale toxice pentru a face loc pentru un nou început. Pentru Lei, această lună plină aduce oportunități de creștere și expansiune în carieră și în viața publică. Este momentul să vă asumați riscul și să vă urmați pasiunile în căutarea succesului și recunoașterii. Pentru Fecioare, luna plină Scorpion aduce oportunități de transformare și eliberare în domeniul relațiilor și al parteneriatelor. Este momentul să lăsați deoparte controlul și să vă deschideți la vulnerabilitate pentru a crea conexiuni autentice și semnificative. Luna plină în Scorpion le încurajează pe balanțe să își pună în valoare abilitățile și talentele creative. Este momentul să vă urmați pasiunile și să vă exprimați creativitatea într-un mod autentic și inspirat. Pentru Scorpion, această lună plină este o perioadă de transformare și de conectare profundă cu sine. Este momentul să vă deschideți la schimbare și să vă asumați puterea interioară pentru a vă transforma viața într-una mai autentică și mai plină de sens. Luna plină în Scorpion aduce pentru Săgetători oportunități de înțelegere și reconciliere în domeniul familial și al relațiilor personale. Este momentul să lăsați deoparte orgolul și să vă deschideți la iertare și înțelegere pentru a vindeca relațiile vechi și a crea legături mai puternice. Pentru Capricorn, această lună plină aduce oportunități de transformare și creștere în domeniul finanțelor și al securității materiale. Este momentul să luați decizii financiare înțelepte și să vă concentrați pe stabilirea unei fundații solide pentru viitorul vostru. Luna plină în Scorpion îi încurajează pe vărsători să-și exploreze și să-și exprime adevărul interior. Este momentul să vă asumați autenticitatea și să vă urmați viziunile și idealurile în căutarea adevărului și a înțelepciunii. Pentru Pești, această lună plină este o perioadă de vindecare și eliberare emoțională. Este momentul să lăsați deoparte trecutul și să vă deschideți la iubire și acceptare pentru a crea o viață plină de bucurie și împlinire. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată! Acesta a fost principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș, dar și să ne ascultați pe Radio Voce Scampii. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți scrie la adresa de mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Ne revedem și mâine!